Pericol pe strada Ștrandului din Ploiești. Un stâlp de electricitate din nu se știe ce motive s-a înclinat și riscă să cadă peste partea carosabilă. Întrucât pericolul era extrem de mare, polițiștii au decis să blocheze total traficul. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și cât timp a fost remediată această problemă de către societatea specializată. Traficul a fost deviat prin cartierul Bereasca. Traficul în acest moment se desfășoară normal. Începând cu ora 11, fără un sfert, au fost ridicate restricțiile de circulație. Din câte se pare, cred că o mașină de mare tonaj ar fi agățat unul dintre cablurile de fibră optică sau nu cred că este un cablu de electricitate. Și din cauza aceasta, tâlpul a cedat. Se pare că sunt foarte multe cabluri de acest gen și acestea pot provoca foarte multe accidente. Mai multe echipe de la Electrica s-au prezentat la fața locului. Cu ajutorul unei macarale, stâlpul cu pricina a fost sprijinit și ușor dezafectat. A fost vreun pericol? Nu. Cred că și stâlpul avea un grad de uzură avansat, dar și cablurile care sunt agățate de el, colacii de cabluri, sunt un real pericol. Există risc de electrocutare? Există risc de electrocutare, pentru că pe acest stâlp sunt și cablurile de casnic, sunt și cablurile electrice de iluminat public și se pot rupe și pot cădea accidentând sau chiar electrocutând pe cineva. După aproximativ o oră, traficul pe strada Ștrandului a fost reluat. Până seara, spun angajații Electrica, stâlpul va fi repus. Din cauza acestui incident, localnicii nu au avut de suferit, întrucât nu a fost sistată alimentarea cu energie electrică.